ediție după ediție la IQ Digital, Digital acest, acest, format realizat în colaborare Upgrade 100 împreună cu Aspen Institut România, dedicat administrației publice și digitalizării ei, a primit din partea publicului, din partea dumneavoastră, mereu recenzii foarte bune. Semn că E nevoie de acest dialog între uh, administrație, iată uh, partea de startup-uri, partea de comunitate antreprenorială. Dar cred că există și o dorință de a afla foarte mult de la, de la reprezentanții administrației care este direcția în care merge o comunitate. La Iași, de exemplu, am vorbit, am avut alături pe ministri digitalizării din România și Republica Moldova, foarte bună conversație. Vă uh, recomand online să o vedeți. La Brașov și Timișoara, primarii au fost chiar pe, pe scenă și la Cluj-Napoca. Primarul unei comune, de data asta, Ciugud, a dat niște lecții foarte importante despre cum se construiește o comunitate, inclusiv digitală. Toate au avut însă o căutare comună, dacă, dacă vreți, și cred că o pot rezuma în trei întrebări. Cum pot autoritățile publice să sprijine transformarea digitală, dar și antreprenoriatul local? Cum pot actorii locali să colaboreze mai bine și să ajute administrația să se digitalizeze, dar și cum pot să se alinieze eforturile celor două ă, lumi, dacă vreți, în, în, în a transforma toată comunitatea și a o alinia cu dezvoltarea ei. La aceste întrebări caut răspunsuri astăzi. Nu e foarte mult timp, dar încerc să să merg într-un ritm alert alături de invitații mei de astăzi. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, o să invit pe scenă pe doamna primar Lia Olguța Vasilescu, vă rog. <laughs> și pe domnul președinte al Senatului Universității din Craiova, Leonard Geromănescu. Bine ați venit! <clears throat> Vă rog! Tot alături de noi, uh, online de data aceasta, se află și o prezență constantă în conversațiile noastre. Uh, domnul deputat Sabin Sărmaș, salut uh, Sabin, mă bucur să fie alături de noi. Bun, uh, Acum, o să avem timp scurt, știți, ați văzut și mai ales suntem între noi, discuția noastră și pauză, ceea ce totdeauna e o presiune deosebită, așa că o să trec direct la, la întrebări. Doamna primar, am văzut exemplele de antreprenori, le-am ascultat împreună în culise și întrebările lor. Uh, și cred că, dincolo de preocupările lor și mândria de a avea o comunitate, iată, atât de vie la nivelul orașului, sunt două, două întrebări care îmi vin în minte. Cum, putem, cum puteți, dumneavoastră, să-i ajutați mai mult, ca și ecosistem antreprenorial, și cum conectați ce fac ei la dezvoltarea orașului, dacă, dacă vreți, așa cum întrebam la început? Vă rog. Ce facem noi pentru investitori? Cred că nu există oraș în România care să facă atât de multe. Oferim ajutare de minimis de 200.000 de euro. Avem, de asemenea, taxe locale zero. Avem autorizații pentru cei care își ridică acum fabrici zero, adică nu trebuie să plătească nimic. Utilități trase până la poarta fabricii și un eurocent pe metru pătrat, chirie, pe teren, Într-un an de zile vă dați seama că nu e aproape un, un euro. Unde? În parcurile industriale. Deja avem două parcuri industriale care sunt pline. Unul dintre ele, High Tech Industry Park, la ora actuală mai are nevoie de peste 1000 de angajați. Aceasta începe să devină deja o problemă a Craiovei. Avem de asemenea un al treilea parc industrial, acum în deschidere, este vorba de parcul de la Ișalnița, acolo mai avem 8 hectare de teren, desigur este într-un parteneriat cu firma OMV și am preluat de curând de la Ministerul Justiției încă 180 de hectare de teren pentru a dezvolta lângă Creava, lângă Penitenciarul Pelendava mai precis. Încă un parc industrial foarte mare. De fapt, noi ne așteptăm ca acolo să fie atrase cât mai multe investiții. Deci, ceea ce oferim la ora actuală tuturor investitorilor care vin, se văd cu noi, întreabă municipalitatea care sunt facilitățile pe care le pot obține, le spunem despre aceste facilități. Am avut deja câteva exemple de succes, acum îmi vine în minte de exemplu firma ET care a primit și un ajutor de stat de 6 milioane de euro, nu numai facilitățile despre care v-am vorbit, și care acum deja se deschide a doua fabrică în parcul industrial pe care a trebuit să uh, îl lărgim cu terenuri luate de la terți, astfel încât să încapă și această a doua fabrică. Ah, auzeam chiar de nevoia de reduceri de taxe, nu? In, uh, uh, vreau să o colim neapărat, dar uh, e, un, e un subiect care va reveni permanent pe, pe agenda. Uh, un răspuns scurt, poate aici? Păi, uh, pentru investitorii care se așează în parcurile noastre industriale, nu avem ce reduceri să mai facă pentru că Mulțumesc, tare, sunt vădut. deja zero taxe. Mulțumesc foarte mult. Chiar, chiar interesant exemplu ăsta pentru, pentru, zona de investitori. Eu mărturisesc că am venit aici după 10 ani și am fost surprins de foarte mult de cât de mult s-a dezvoltat orașul și de trafic, dar vorbim să de asta. Bun, mă mut la domnul... Să știți că a... suntem printre cele mai motorizate orașe din România. Avem 160.000 de mașini înregistrate la o populație de 265 de mii, asta înseamnă cam 1,7 mașini pe familie. Super, mulțumesc tare mult, sună bine, sună încurajator. Bun, domnul, Mănescu, domnule Mănescu, sunteți pe lângă președintele Senatului Universității și director general al Infrastructurii de Cercetare și Științe Aplicate, INCESA, cred că toată lumea din, din sală o știe. Colaborați cu companiile în granturi de cercetare, transfer tehnologic, transfer de cunoaștere, am văzut proiecte de dezvoltare a IMM-urilor din fonduri europene. Aveți cumva un rol dacă vreți, în creșterea comunității antreprenoriale de care vorbeam și în sesiunea de dinainte. Unde suntem acum, unde doriți să ajungă, Craiova din punctul ăsta de vedere? Cum o vedeți? Strategiile le face administrația publică, nu le facem noi. Noi ne dezvoltăm capacitatea de răspuns. Pentru IMM-uri cu caracter generic, să spunem că facem inseminare artificială pe funcția CDI, pentru că noi am reușit să îmblânzim cercetătorii, companiile se înțeleg mai greu cu cercetătorii, sunt niște ființe complicate, fiecare cercetător crede că e cel mai șmecher și atunci e greu să lucrezi cu ei. Preluăm noi funcția cerceta de cercetare și lăsăm dezvoltarea, inovarea la companii, astfel încât să construim împreună. Noi nu avem soluții, dar noi putem fi partea soluției. Când spun noi, înțelegem comunitatea academică, prietenii noștri, prietenii prietenilor noștri, universități din țară, din străinătate. Evident că o ureche dedicată o avem pentru administrația locală. Nu reușim noi chiar să ținem pasul cu toate proiectele pe care dumneavoastră le dezvoltă, dar încercăm. Cu certitudine ne stimulează să încercăm să zburăm și să nu zburăm jos ca să nu cumva să atingem clădirile. Mulțumesc tare mult! Uh, mie mi s-a părut foarte fain ce ați făcut la, la INCESA, adică centru arată superb, uh, s-a investit foarte mult și am auzit tot soi de voci că, într-adevăr, da, ce se întâmplă acolo este, este fantastic și uh, vă felicit și eu. Uh, profit de, de prezența online a domnului deputat Sărmaș și o să rog colegii dacă mă ajută cu, cu legătura în, uh, în online. Uh, dacă, dacă mă aude domnul Sărmaș. Uh, noi am uh, discutat la Brașov, am fost împreună pe scenă cu, cu primarul de acolo și atunci vorbeam despre o perspectivă de la nivel central, mai ales la nivel de parlament, către, către experiența antreprenorială la nivel de uh, local, dacă, dacă vreți. Uh, știu că ați fost parte unei companii IT în Cluj, dar aveți și experiența instituțională. Președinte ADR, președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților, ba chiar o privire internațională aș putea spune ca președinte al Congresului IT desfășurat la București. Uh, cum priviți acum, cu anvergura asta națională, ecosistemul local? Uh, uh, la ce să se uită actorii implicați? Sau, dacă vreți, cum arată un oraș ideal pentru antreprenori? Mulțumesc tare, tare mult! Mă întorc către doamna primară cu câteva întrebări rapide. Evident, Careva e un centru regional, mie mi se pare că ar putea să fie un magnet pe o regiune foarte, foarte mare, este, cred, dar care, pe de altă parte, cumva trebuie să recupereze un soi de dezvoltare față de alte orașe de dimensiunea asta. Conduceți cumva dezvoltarea pe care am văzut-o, care ar fi trei ingrediente fără de care nu ați putea avansa rapid? Care sunt cele trei care vă dau încredere că se poate dezvolta în ritmul în care doriți? Am vorbit mai devreme despre parcurile industriale foarte importante din cauza asta și. Alocăm foarte multe resurse pentru a face a dezvolta aceste parcuri industriale și m-am bucurat să constat că am reușit să convingem foarte mulți dintre antreprenorii locali care aveau diverse fabricuțe în zona 0 sau 1 a orașului să se mute în parcurile industriale, astfel încât toate acele zone să rămână pentru blocuri sau pentru parcuri. Așa este normal să fie, orașul trebuie să fie pentru blocuri, trebuie să fie pentru spații verzi, pentru școli, Grădinițe, instituții și așa mai departe, în schimb, dacă vreți împrejurul orașelor, zona metropolitană trebuie să fie pentru ceea ce înseamnă parcurile industriale sau zona de industrie. Asta mă duce cu gândul la al doilea aspect la care vă referați dumneavoastră să avem un PUC modern și la ora actuală lucrăm la asta tocmai pentru ca anumite zone care sunt industriale din oraș să le transformăm în zone rezidențiale. Pe de altă parte, am preluat în ultimii doi ani mai multe terenuri de la uh, Podari și de la Șimnicul de Sus. Terenuri pe care le dorim a fi cartiere noi cu tot ceea ce presupune acest lucru și în partea de la Șimnic ne dorim foarte mult și o zonă industrială, pentru că totuși orașul trebuie să crească și atunci trebuie să se dezvolte și din punct de vedere al industriei. Aici putem să intre evident și partea de IT și tot, toate industriile posibile. Iar al treilea lucru pe care îl cer toți investitorii este infrastructura. Și iarăși ne bucurăm că am reușit să facem ca să avem un drum expres Pitești Craiova, foarte important, foarte cerut de toată lumea, de altfel de câte ori ne întâlneam cu un investitor, ne spunea, e foarte frumos ce spune și condițiile sunt extraordinare, nu le-am mai găsit nicăieri în Europa, dar cum ne scoatem marfa? Asta era întrebarea. Ei bine, Deja se termină drumul expres Pitești-Craiova anul acesta. Urmează să înceapă drumul expres Craiova-Lugoș, care va lega practic Craiova de vestul țării. Și tot anul acesta urmează să înceapă și craiova -Târgu Jiu care va dezvolta orașul mai mult din punct de vedere turistic, pentru că vrem să avem o legătură cu județul Gorj care este unul cu un potențial turistic uriaș. Și până acum n-am reușit, dar sper să convingem Guvernul României că avem nevoie și de o autostradă Craiova-Calafat. Având în vedere că în Bulgaria toată rețeaua de autostrăzi este deja pusă la punct, în Serbia la fel, și că dezvoltăm o infrastructură bună și în zona aeroportului. Anul trecut am avut 600 de pasageri pe aeroportul din Craiova, acum cu nou terminal care este în construcție și care costă aproximativ 100 de milioane de euro. Urmează să ajungem într-un an de zile, adică anul viitor ne așteptăm să depășim peste un milion de pasageri iar ținta finală este de 2 milioane de pasageri pe an. Deci deja Craiova devine un hub pentru tot ceea ce înseamnă uh, această zonă, inclusiv Bulgaria și Serbia, care uh, vin ca să ia avionul de aici, este mult mai aproape pentru ei, uh, cei din zona Vidinului, de exemplu, de că să meargă la Sofia, mai repede ajung la Craiova ca să uh, ia de aici e, avionul, dar, bineînțeles, că asta înseamnă și că va trebui să avem o infrastructură rutieră foarte bine pusă la punct. Mulțumesc! Mă duc către domnul Manescu, Știu că timpul e scurt, cum spuneam. Spuneați că dumneavoastră răspundeți, practic, strategia o dă cumva orașul, primăria, răspundeți acestei dezvoltări. Cum simțiți această aliniere? Există ea? Sunteți, sau toată comunitatea pe care o dezvoltați, aliniată celor menționate ca și dezvoltare? Ce ar putea fi îmbunătățit aici? Dumneavoastră o plânge de timp, eu exemple vă dau câte vreți. <laughs> Încep așa. Nu a existat o solicitare pe care să o adresăm primăriei și care să nu primească răspuns favorabil că a fost vorba de colaborare, că a fost vorba de oficializarea unei legături, cum este, de exemplu, cea între primărie, Universitatea din Craiova, prin ONG-ul pe care îl deține, probabil că nu știți, noi nu am, public, nu am făcut suficient de multă publicitate faptului că avem cel mai puternic ONG pe care îl are o universitate din România, e asociere de persoane juridice, Universitatea din Craiova cu asociația alumni și cu asociații de studenți, deci nu e de persoane fizice. Și în momentul în care am bătut la ușa primăriei și am spus că am găsit înțelegeri la Fundația for să pună banii, primăria imediat ne-a dat sediu, ne-a ajutat cu spații în parcul romanesc, în parcul tineretului, ori de câte ori am avut nevoie, colaborarea, deschiderea a fost totală. Spuneam că e mai greu pentru noi să ținem pasul, deși poate să pară surprinzător. Universitarii visează mai mult și, în general, primăriile sunt mai conservatoare, la noi lucrurile se, se întâmplă invers. Dar iată, acea asociere care nu are personalitate juridică, dar care se numește Centrul de Resurse și Angajament Ford Craiova, există unul singur în România, la București, dar întâmplarea aia, sau poate nu, face ca el să fie la Craiova, sunt cinci în lume, reprezintă un model când am intrat într-un consorțiu, s-au mirat că îl avem. Iată, îl avem, acolo tinerii noștri fac antreprenoriat social. De ce? Pentru că dacă noi le dădeam burse, avem posibilitatea să facem lucrul ăsta. Ne transformăm în catapulte. Ei deveneau din ce în ce mai performanți și zburau din ce în ce mai departe. Primăria a înțeles lucrul ăsta, vreți o țară ca afară, vă dăm mijloace să o faceți aici. Banii de la cine ni-a cine pus la dispoziție, respectiv Fundația Ford, a înrenuit după 4 ani alt milion de, de dolari, iar primăria, ori de câte ori am cerut. V-am spus, când am cerut pentru Basecamp un proiect în care am implicat baza NATO, am cerut 1000 de metri pătrați, ne-au dat 1000. Am cerut 9, 9000. În momentul în care am cerut mai mult de atât, ne-au dat 22. De unde primești 22 de linii de metri pătrați într-un parc? Numai să ai proiecte și capacitatea să le dezvolți. Nu avem de ce ne plânge. Cred, din că, cred că ține și de răspunsul pe care dumneavoastră îl dați și uh, am văzut asta în toate orașele. Practic, colaborarea asta dintre administrație și universități este cheia pentru o dezvoltare mai rapidă. Uh, și Venind aici și fiind ajutați de către Universitatea din Craiova destul de mult, vreau să salut prezența în sala domnului rector, profesor universitar, doctor Cezar Ionu Și dacă colegii o să mă ajute cu microfon, chiar o să, o să rog să aibă o scurtă, o scurtă intervenție. E Marian alături de mine, mulțumesc, Marian. Pentru că e păcat, chiar am avut un, un sprijin fantastic pentru, pentru tot ce se întâmplă. Mulțumesc, domnul rector. Vă rog. Și mulți studenți în sală, după cum <laughs> vă rog. Dar și noi avem grijă de copiii noștri. Vreau să vă spun că eu cred că relația între mediul academic, autoritățile locale și centrale și mediul de business reprezintă pilonul de dezvoltare al oricărei comunități. Și universitățile noi, în special cei de la Universitatea din Creva, am înțeles că nu trebuie să mai fim acea cetate închisă și să ne ocupăm doar de știință, trebuie să devenim un motor de dezvoltare, astfel încât să putem întoarce societății plus valoare, atât prin formarea de specialiști de înaltă calificare, dar mai ales prin inovație, transfer tehnologic și antreprenoriat. Încă din anul 2016, Universitatea din Craiova a introdus în strategia sa de dezvoltare noțiunea de universitate antreprenorială și spre bucuria noastră am și reușit să implementăm acest concept. Am, am derulat două proiecte mari, aproximativ 7 milioane de euro, prin care am înființat 72 de startup-uri ale studenților și absolvenților noștri cu peste 150 de locuri de muncă. Vorbea colegul meu și doamna primar mai înainte despre antreprenoriatul social. Am reușit să-i învățăm pe studenții noștri, în primul rând, să lucreze în echipă și, în al doilea rând, dacă cumva merg și merg mulți în parcul Romanescu și văd o creangă, nu știu, ruptă și undeva pe o alee, să nu aștepte să vină primăria sau salubritatea, să o ridice, să o ridice ei. Astfel am reușit ca împreună să facem proiecte frumoase, cum ar fi pe velodromul din Parcul Romanescu, carturile electrice ale Universității pe o pistă uh, construită de primărie, Base camp din Parcul Tineretului, uh, pentru copiii din medii defavorizate la Centrul de Resurse și Angajament Ford, unde avem peste 30 de proiecte derulate sau un curs de derulare. Uh, avem un after school pentru limbi străine, engleză, franceză, germană, italiană și așa mai departe. Una peste alta această relație între, repet, mediul academic, autoritățile locale și mediul de business trebuie să producă plus valoare comunității și pentru că toți suntem la un summit care se numește IQ Digital avem o colaborare foarte bună și cu Consiliul Județean Dolj urmează să depunem în curând un proiect pentru construcția și dotarea Parcului Universitar Tehnologic IT pe structura blocului S200. Mulțumesc tare, tare mult, chiar o bucurie să aflu de toată această colaborare. Mulțumesc și domnului Sărmaș că a fost alături de noi. Am întrebări multe, astăzi stăteam cu telefonul mână din, din sală, nu o să apucăm, dar pauza poate ne ajută să le, să le adresăm uh, cumva direct. Uh, Adresez una că tot uh, sunt uh, așa, uh, lumea se leagă foarte mult de zona de, de brand. Spuneți, ce, ce fel de brand are Craiova? Care este brandul Craiovei? A fost acesta un, uh, o problemă în a nu atrage o zonă mai largă de studenți și de oameni? Întreabă lumea, nu știu. <laughs> N-am auzit foarte bine întrebarea de, uh, pe final mă întreabă pentru doamna primar. Discuțiile au fost până acum destul despre retenție și oameni și talente. Este brandul de, brand de oraș problema pentru care nu atrage o bază mai largă de studenți, de oameni? Care este brandul? Eu zic că în ultimii ani, și asta pot, poate să spune cel mai bine domnul rector, a crescut foarte mult numărul de studenți și crește de la an la an. Să știți că eu lucrăm foarte mult pe bază de sondaje de opinie, am început în urmă cu câțiva ani a, să îi sondez pe copiii de la clasa 12-a, elevii de la clasa 12-a și să-i întreb ce le-ar plăcea lor să se întâmple în orașul Craiova, astfel încât să nu plece la alte universități din țară sau uh, la alte universități din lume și să rămână la Craiova. Și să știți că am fost... Uh, <laughs> Foarte surprinsă pentru că uh, unii spuneau că vor să plece la Cluj, de exemplu, pentru că acolo există festivalul Antold și Craiova Nare. A fost motivul pentru care am creat și noi Intensity. Am spus dacă asta vrea tânăra generație, asta urmează să primească. Foarte mulți uh, reclamau la fel uh, uh, mai multe. Uh, zone pentru adolescenți, adică mai multe parcuri care să fie destinate a adolescenților și tinerilor, pentru că noi aveam locuri de joacă pentru copii până în 12 ani și mai departe restaurante, dar nimic altceva. A fost momentul în care am început să creăm tot felul de parcuri tematice împreună cu universitatea și spunea foarte bine domnul rector, practic aici s-a pornit de la ideile studenților. Ce lipsește Craiovei? O pistă de karting? Foarte bine, hai să dăm Craiovei o pistă de karting și studenții să fie cei care uh, să construiască aceste carturi uh, un base camp uh, la fel pe care l-am lucrat împreună cu Soldații de la baza de Veselu, după planurile lor, um, un skate park și așa mai departe. Am um, um, început la fel cu foarte multe evenimente. Să știți că urmează chiar în această sală, peste o lună de zile va începe festivalul Shakespeare, este al treilea la clasa lui din lume. Primăria investește aici foarte mulți bani, universitatea este totdeauna. Uh, un partener, uh, târgurile de Crăciun și de Paște, așa au apărut din nevoia de a atrage tânăra generație către orașul Craiova și a crescut într-adevăr brandul turistic al orașului în ultimii ani. Uh, M-am întâlnit mai devreme cu cineva, o doamnă din Buzău, care îmi spunea că uh, orașul nostru este cel mai frumos din România. Așa spun și eu. A fost, uh, dacă vreți, ca o uh, domnișoară, o femeie din la Belle -Epoque care până acum nu a fost foarte bine aranjată, începe să fie bine aranjată și începe să atragă deja din ce în ce mai mulți Mulțumesc, mulțumesc tare tare mult, din păcate nu o să mai am timp pentru câte sunt, întreabă cineva dacă e greu să fiți femeie primar Cred că <laughs> ați răspuns de foarte multe ori la întrebarea asta da. Aș pasa, totuși pentru minutul pe care îl mai am către antreprenorii care au fost pe scenă Dacă am răspuns la întrebări, dacă mai avem, dacă continuăm acest dialog, vă rog cine vrea. Dacă îndrăznește cineva, dacă nu, i-am tone de întrebări aici. N-avem. Bine, lăsăm pentru pauză atunci. vă uh, mai adresez eu una, 10 secunde, da? Uh, o promisiune pentru IQ, IQ Digital, uh, dacă revenim peste un an la Craiova... Ce, veni, dacă ce vedem, Dacă reveniți peste un an la Craiova, veți veni în primul rând pe drumul expres Pitești Craiova, <laughs> care va fi finalizat. Asta să știți că e <laughs> foarte bine, <laughs> da. <laughs> Și sperăm noi ca pe finalul anului viitor să găsiți și acest parc industrial pentru IT care urmează să, să se facă chiar într-o zonă centrală a orașului, parteneriat între Consiliul Județean și Universitatea din Craiova. Mulțumesc tare mult! O bucurie să vă am alături în aplauzele noastre! Luăm o mare pauză! Vă rog!